analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Deschidem săptămâna în forță, evenimente peste evenimente, care cam mai de care mai interesante. Dacă aici în România avem criză, n-avem criză, o să vă dau citire peste câteva secunde și unui mesaj astăzi transmis de către Marcel Ciolacu, al treilea om în statul român, președintele Camerei Deputaților și liderul PSD. Ei bine, spuneam, lucrurile se precipită, românii au din ce în ce mai puțin bani în buzunare. Asta chestiune concretă, pentru că așa pe foaie poți să ai mai mulți dacă e degeaba, dacă tu vei cumpăra mai puține produse cu o sumă de bani. Despre situația momentului, despre ce poate să facă România să încerce, să înceapă, să iasă din această nebuloasă în care se zbate, am deosebită plăcere de a discuta astăzi cu un om care a spus mereu lucrurile pe nume, un om care din această cauză și-a atras nu de puține ori antipatii din partea unora sau altora. Doamnelor, domnilor, Nicolae Ivăniș, prietenul nostru, este astăzi lângă noi. Ziua bună și bine te-am regăsit! Bună ziua și bine v-am găsit și eu! Stimate domn, dă-mi voie să citesc ceea ce spunea domnul Ciolacu în urmă cu vreo 3 ore. N-avem criză alimentară. Am luat măsuri. Să avem răbdare. Asta era mesajul domnului Ciolacu. După care vorbește din lui, probabil specialist, despre inflație. Spune că e mare, dar e influențată de prețul de la energie, pentru că n-au reușit companiile să închidă toate compensările. Acum citam, e posibil ca dacă Ministerul Energiei închide acest capitol cu compensările de pe energie, inflația să mai scadă, urmând apoi să facem față inflației care vine din zona euro. Deci iată, identifică domnul Ciolacu mai multe tipuri sau subcategorii de inflație. Aia din cauza energiei sau prețurile mari de la energie, cea din zona euro, mai rămâne poate inflația pe conflictul armat, pe ce? Ce mai putem face? Ce mai putem spune? Și inflația neuronală, de care nu spune nimeni nimic. Păi hai să luăm cu începutul. Zice dumnealui că nu este criza alimentară la acest moment. Am luat măsuri, punct. Ce studiu a văzut dânsul care să confirme că este vreo criză alimentară? Nu. Toate vocile spun și toți analiștii că va fi o criză alimentară, nu că este. Asta poate să apară peste 6 luni, un an, 2. Ceea ce e foarte posibil. Logic. Înțelegi. Deci din punctul de vedere văd că dumneavoastră nu se pregătesc absolut deloc. Ca să poți să te pregătești să previi un astfel de fenomen, nu poți decât dacă ai propria ta resursă. Să mai ai resursă pe pământuri pârloage, păi, este foarte greu. Dar mai avem noi resursă în România pe domeniul ăsta. Ce spun? Dar ai avea la dispoziție un an, bine? Un an în care să te pregătești, un an în care să investești, un an în care să subvenționezi, că ăsta este termenul, un an în care să ajuți tot ce e mediul autohton de producție în domeniul agricol să încerce să-și pună niște baze. Și atunci, da, faci prevenție. Și dacă n-ar veni criza, e benefică. Corect. Este nu benefică, e foarte benefică. Să produci tu. Exact. Produci tu, în primul rând, produs sănătos. În al doilea rând, nu mai stai niciodată să ai stres de probleme de genul. Îți vine criza alimentară. Așa și sunt pregătit. Bun, dacă te duce pe zonă. Sau măcar nu mă prinde chiar în fundul gol. Am ceva. Da. Din păcate, la noi am văzut bine ce s-a întâmplat în ultimii ani și chiar dacă de după Revoluție a început fenomenul să persiste, dar în ultimii ani chiar am fost cotropit, să spun așa, de tot felul de COVID, le spun eu, că acum e la modă cu COVID-ul, în ceea ce privește animale. Că a fost pestă, că a fost boala vacii nebune, oaia cu limba albastră și mai știu eu ce, capră cu dinții roz. Da, au făcut cum au făcut din punct de vedere și ne-au cam mazilit. Tot ce am avut și noi ca și producție internă sau crescătorii în special au fost nimiciți. Nimiciți la propriu. Amintește-ți drama crescătorilor, marilor crescători de porci. Adică oamenii s-au confruntat cu probleme financiare, economice, la ei în ogradă groaznice. Domnul Gatina, oameni care au fost duși în cap. Deja suntem într-un moment în care informația, eu știu, a răsuflat atât de mult la nivel mondial încât nu mai poți să te mai ascunzi sau să mai crezi în povești de genul, eu
eu știu, apare aviar așa din senin, cum a apărut și coviduțul din găinațul liliacului picat în cioc prin China. Nu merg astea, de ce? Da, toate au fost artificiale, eu rămân la ideea și am susținut tot timpul, nu doar acum, că sunt chestiuni care se fac strategic, țintite și drept dovadă, uite unde am ajuns. Securitatea numai a României până la urmă, ca întregii Europei despre a discutăm, e de fapt cam victima sigură în tot ceea ce s-a întâmplat. Vedem că țintă prin Africa nu prea sunt, oare de ce? Întreb și eu. Peru și au, le-a fost mai greu să ne trezim și pe acolo cu tot felul de, eu știu, boli prin animale sau mai știu eu ce, fruturi pe la porumb. Uite, România, din păcate și nu numai, o pățește. Și o pățește în fiecare an. În fiecare an ne trezim că pierdem cât un minim unul, dacă nu mă refer la cei mari, la crescătorii animale mari sau la agricultorii mari, dar la oamenii care sunt undeva pe mediu la 50-100 de hectare și muncesc acolo, nimeni mai nimeni în calcul. Bun, și în contextul ăsta, în care România, cum bine punctai, pierde anual mari producători de în domeniul acesta agricol, mai au rost măsurile de ajutorare a acestui sector? Da. Pentru că și eu am teren. Mă duc și mă apuc să-l muncesc. Dă-mi un stimulant. Convinge-mă că nu mă lași cu recolta. Că merită să investesc. Bineînțeles. Convinge-mă că dacă, Doamne ferește, bate piatra și mă nenorocește în anul respectiv, tu, statule, mă ajuți? Că am văzut că avem o instituție care se numește antigrindină, sau cum îi spune. Da, este instituție în România, chiar așa îi spune. Eu am făcut acum ceva timp că există. Omule, eu m-am închinat când am văzut. Instituția antigrindină. Nu știam. Spuneți, bă, și antipârjul, și anti... Și tu și eu suntem dintre ăia care mai citesc. Clar. Deci eu acum vreo 3-4 ani am aflat de Institutul Antigrindină. Crede-mă, nu se poate. Deci vezi, ca să-și, eu știu, deconteze obligațiile pe care au clasa politică, creează permanent de la instituție, evident, ulterior vin posturile și mulțumesc toată clientela. Sinecuriștii ajung unde trebuie. Din păcate, beneficiar, cetățeanul, care trebuie să fie în urma activității acestora, nu există. Nu apare beneficiu nicio culoare. Și vis-a-vis de ceea ce spuneai, care ar fi soluția, e unică, ți-am zis. Pune mâna și investește tu, statule, pentru că e investiția statului. Să girezi până la urmă un fond de investiții sau acele galuri care s-au creat deja. Vino și creează, vino și ajută. Ajută-le. Vino și susține. Faceți proiecte pe PNRR-urile vieții și pe ce mai fac ei pe acolo. Eu n-am auzit să vorbească despre linii de producție, eu știu, care să preia de la toți producătorii, începând de la animale, știi, să ducă la produs finit. Știi ce vreau să spun? Da, da, da. Și nici pe zona cealaltă agricolă să auzi că au, bineînțeles, să ai unde să stochezi, să ai unde să-ți procesezi ce nu vinzi. Să condiționez până la urmă și marketurile, că poți să o faci, domnul Catrina. Undeva în apropierea municipiului Râmnicu-Vâlcea, cred că există un depozit din acesta și o entitate economică de prelucrare, sortare, fructe, dacă nu mă înșel. Mi s-a părut extraordinară ideea, din păcate e cam singulară prin zonă. Nu prea avem. Cel puțin pe aici, nu știu cum o fi, poate, prin Transilvania, n-am nu mai fost de mult. Nu cred că ai nevoie de consultanți, cred că ai nevoie doar de puțin realism, de o... pătura primarilor să o acoperi toată, să faci o ședință comună și îți garantez că fiecare știe pe zone și știm și noi. Ce trebuie să facă? Exact. Unde și ce persistă. Că discutăm de zona de sub munte, știm bine că merge pe animale, mai merge viticultura mai puțin. Cobor mai încoace, știi exact Băleștiul cu ce se ocupă și ce poate să facă și ce poți să exploatezi iarăși. Corect. În zonele din care parbă oarecum, eu știu, sterpe. Greșit, nu. Se poate găsi un bulb pentru fiecare bucățică de pământ. Ideea este că, încă o dată o spun, unde statul are, ar putea el să dezvolte. Am stat cu cea pe urmă timpul Ceaușescu. Acum statul, poftim, are posibilitatea să aibă teren. Are posibilitatea să aibă teren. Și eu îți mai spun un lucru, sunt oameni care sunt plecați, nu mai ține munci, sunt bătrâni pe acasă, ce să mai fac? Și-s mulți. Zeci de hectare. Du-te, statule, și muncește-l tu, că nu se supără ăla. Dă-i un beneficiu mic, dă-i legi. Deci sunt în continuare în România posibilitatea ai ca să vii cu legislație, să se plieze pe situația reală. Ei se mint între ei tot timpul. De câte ori apare un eveniment, vin și se plâng exact cum facem noi pe aici. Am mai spus lucrul ăsta și îl repet. Nu e treaba lor asta. Treaba lor este să ia decizii. Bine, noi semnalăm. Ei nu au dreptul să semnaleze. Ei sunt să acolo. Să ia decizii după ce s-au identificat soluții. Bineînțeles. Dar caută cineva soluții. Păi noi, pe aici. Cu invitatul, cu... Păi dacă ar sta să asculte, măcar pe la noi, să știi, să-și ia notițe, de acolo iei brut și îl duci și îl faci produs finit cu specialiști. Bine, că discutăm aici de niște lești, să ai niște cadre pe corect care să te pliezi, e normal, nu zice să nimeni, să iei brut legal. Ce-ți dau eu. Dar, băi, încearcă și fă-ți din asta o idee, că asta facem toți. Îl citesc pe Gigi Becali. Păi, eu nu sunt
specialist, dar mi-am luat lângă mine cei mai buni specialiști. Bun, asta trebuie să funcționeze, știi, din păcate în România și ăia care trebuie să apară ca și specialiști într-un aparat, ne trezim cu ei cu licență jumătate, dacă nu trei sferturi. Și atunci unde vrei să-ți vină idei, unde vrei să spună în practică vreodată o astfel de politică pe termen mediu lung? Niciodată. Și nu o să funcționeze, domnul Catrina, să știți că asta am văzut-o pe pielea mea și poate fiecare om știe. Nu ai un proiect cu bătaie lungă, niciodată nu poți să funcționezi. De ce? Ți apar neprevăzutele și te îngroapă. Dacă tu nu știi de azi pe minimum 3-4 ani să ai un proiect al tău, nu? Să-l duci la bun sfârșit, niciodată de pe zi pe alta inerții nu poți să reziști. Îți apare neprevăzutul și ăla ești, ai pierdut. Așa și cu o țară, așa și cu un guvern, așa și cu o firmă. Fă-ți o analiză, o strategie, fă-ți un proiect pe termen mediu, dacă nu lung, lung e greu. E chiar greu, sincer. Dar, pe termen lung, cred că vorbim de SF-uri. Da, mediu ai putea. Stai acolo undeva, nu știu, până în 10 ani. Ia gândește-o să vezi. Începând de la proiect de comună, proiect de oraș, proiect de județ, proiect de țară. Nu? Discutând de sănătate, învățământ, economie, pe toate, pe bucăți. Dar asta presupune specialiști, sacrificii, mai ușor cu furatul, mai ușor cu contractele apăguboase. Care e tot o formă de furt. Mai multe legi care să securizeze până la urmă situația de fapt. Că vezi, iar venim la fel și fel de probleme pe care le întâmpinăm și nimeni nu intră să curme cutumele astea apărute. Nu am nicio problemă, eu pot să-ți vin orice companie să-ți lucreze, am înțeles, pe oriunde. Da, uite, poftim, Calea Eroilor. Poftim, Centura. Poftim, Bechtel. Cum se întâmplă? De totuși vin niște mastodonți de pe afară sau știi mică pușele? Și care, atenție, în alte părți, fac treabă. Îți ia și banii, nimeni nu-i arestează, nimeni nu-i mustră, nimeni nu-i ceartă, nici măcar un scandal diplomatic nu văd. Ori asta doare, să știți. Cum a sărit ambasada Franței atunci când a mers-o pe CEU, peste o linie de marketuri din România și a sărit în jugulara lor, a sunat de pe ministrul economiei, pe cineva sunat ei pe acolo, că a ieșit un dacă de fapt ori, știți foarte bine. Ambasadorul Franței la București foarte, exact, a zis, exact. Nu e frumos ce faceți, dar aveți ceva cu Italiei, de ce nu face? Ambasadorul SUA de ce nu face? De ce nu fac? Și când ne prăduiesc, de ce fac doar atunci când îi... Le dăm și noi un plici la fund, scuze-mi expresia. Apropo de ambasador și de cum își protejează unii interesele naționale în alte țări, o situație tristă care arată de fapt lumea în care trăim aici în România. Amintește-ți incidentul în urma căruia un pușcaș marin de la ambasada SUA, mort de beat, rupt, l-a omorât pe Teo Peter, a fost luat sub protejarea, sub protecția ambasadei că va fi judecat în SUA. Nu știu, o fi fost, nu o fi fost judecat, nu mi s-a părut fair, doar pentru că avea imunitate fiind parte a corpului diplomatic. Lumea în care trăim, domnule Ivăniș. Da, asta este, asta e lumea reală, da. Asta e respectul pe care ți-l arată ție altul. Și chestie veche. Da. 15 ani, 20 de ani. Asta este dovada că tu ești slab, foarte slab, și că oricine își permite să facă orice. Înțelegi? Și toate aceste lucruri, să știi că până la urmă au degenerat oarecum și în altă sferă, fiindcă după 90 știm bine că ai noștri s-au ocupat cu decimatul. Tocatul, bineînțeles. Ulterior, fiind o pâine de mâncat, că România este o pâine de mâncat, să știi. Da, încă este. Ca și resursă avem. Și cel mai important, unde ne-au lovit, de fapt, cel mai rău, să știi că aici ne-au lovit, în resursa umană. România, în momentul de față, nu greu are. Se mai regăsește. Da. Așa este. Discutam de terenul și oricare dintre noi avem țară până urmă și mai mergem și vedem. Nu mai sunt. Din 10 gospodării, 2 dacă își țin sârul, dacă. Da. Restul nu mai. Pârloagă tot, nu mai sunt animale, știți, fiecare un porc acolo și atât. Adică nu mai e o soluție asta. Pentru că asta a vrut să-ți implanteze în cap statul tău. Că nu mai e o soluție să-ți crești animalul, că își mănâncă prețul, i-auzi pe toți. Dar de ce își mănâncă prețul? Pentru că aduc din import. Dar de ce nu pot să mai pun eu în pământ să am eu rodul meu? Pentru că... Nu mă lasă standardele de calitate, domnul Ivăniș. Despre ce discutăm? Când ai stropit cu nu știu ce, nu este cel recomandat și nu-i cel recomandat, este toxic. Da, nu mai avem nici pe la fundulea ce mai aveam noi pe acolo. Nu-i se mai face acum acel om de pe la erăsadurile alea făcute prin China, pe unde vin, îți dai seama ce să faci cu ele. Globalizare? Deci, globalizare este cea mai mare mizerie la care poate fi supusă Terra. Ăsta este Terra. Ce înseamnă globalizare? De fapt, suntem pe un schelet al globalizării acum. Bun? Eu sunt șmecher, eu fac ce vreau. Banii sunt la mine, vă dau cât vreau, cui vreau. Și când vreau. Când vreau. Și pentru ce vreau eu. Asta înseamnă globalizare, puțin înțeleg. A transforma omul simplificat, după chipul și asemănarea unora. Bun, adică o castă, presupunând că ei văd lucrurile așa și poate le văd oblic, nu contează. Trebuie să le vezi și tu la fel, trebuie să înțelegi că așa e bine, așa e normal, asta e lumea modernă.
Vorbeam mai devreme de resurse, de faptul că România încă are, slavă Domnului, pe anumite sectoare încă are. Avem aici în Gorj o chestiune care, iată, acum pare să fi suscitat din nou interesul în contextul problemelor economice și tehnice ale planetei. Avem grafit. E atât de mult încât să prezinte interes aici, în proximitatea, de fapt, în Gorj, în proximitatea municipiului? Grafitul ăla e de 32 de ani acolo, nu? Bun, și nu prezintă interes? De nu este exploatat? De cât timp e închis? Interes sunt multe. Roșia Montană nu prezintă interes. Oare România, dacă dezgroapă și aur de acolo? Întreb și eu acum. Păi are voie să dezgroape? România? Păi nu ai voie, că te-a băgat în UNESCO acolo cu zona aia. Au protestat niște ONG-ști pe acolo, chipurile, o trăvim planeta și nu mai avem voie să dăm nici cu cazmaua să scoatem aurul de acolo. Dar parcă e aurul pică de pe lună la ei, știi? Tu înțelegi că astea sunt mizerii la care noi stăm neputincioși și noi nu putem să ne opunem, putem să avem eu nostru, adică stai puțin. Eu am colaps, sunt dator vândut, fiindcă noi multe dată suntem dator vândut, să știi, generații întregi, de acum înainte suntem vânduți. Dar nu mă lași nici măcar să-mi scot resursă ceea ce deja este, există. Și să încerc să creez ceva pe mai departe, să pun bazele la ceva, să fac proiectul de care discutam eu de termen mediu. Nu se poate. Am auzit acum și erau foarte încântați și guvernul că a plecat, eu știu, SUA, compania din Marea Neagră, ne lasă pe noi să exploatăm. Pe cu ce exploatezi? Întreb și eu. Adică ei au stat pe acolo, au făcut studii, au concesionat, nu le-a convenit, au plecat. Sau cum vine asta? Sau ce au pregătit de fapt? Hă? Probabil o fi la concluzia că e mai bine să vină ei după aia cu motopompa lor, închiriată de noi, bineînțeles că noi, în continuare, noi nu mai avem momentul de față cu ce să lucrăm la parametri. Că și aurul, dacă ne-ar lăsa acum să-l scoatem în Roșia Montană, da. Nu am putea să-l luăm, că nu avem cu ce. Sunt perfect de acord. Tehnic vorbind. Și atunci, în situația asta, nu ai decât o singură variantă, și anume, asociere, bineînțeles, dar redevența aici joacă. Cu cât negociez eu cu tine, Catrina, eu am pământul, tu ai tractor. De ce să iei tu 80%, 85% chiar, 90% chiar? Și eu care am pământul să iau adică doar 10%. Adică proprietarul de drept? Da. Pentru 10% poate e mult câteodată. Asta a făcut România. Și îți dau iar exemplu Norvegia. Am fost, am văzut cu ochii mei și cunosc. 70 ceva, 80%. Ia ei. Și tractorul tău ia doar 20, 25%. Și tot e rentabil. Ai văzut. Din moment ce tu vin în continuare cu tractorul pe ogorul meu. Rentabil. Normal că e rentabil. Deci toate aceste lucruri, dacă ai putea să le aplici, dar să le aplici o clasă politică demnă care să-și tragă geamul pe turta acestei țări, România, da, ar putea în 10 ani de zile să își revină ușor, ușor. Greu de astupa datoriile pe care le avem. Foarte greu. Foarte greu. Dar acolo ar interveni o altfel de procedură. Pentru că eu acum, spre exemplu, chiar citeam adineauri, românii pot să facă a patra doză. Ați auzit, dragi români, mergeți să faceți a patra doză. Pentru că avem 14 milioane de doze care stau degeaba de vaccin sau 120 de milioane câte au luat niște deștepți. Și ca să nu facă pușcărie, probabil trebuie să facem doze, dar ori face cred că și pușcărie până la urmă că nu mai poți să-i mascheze. Vis-a-vis de datorii, să ne întoarcem iar. Păi și aici ar fi un subiect de discutat, să știi. Eu aș lua pic și foaie și aș vrea să văd unde sunt banii ăia, dacă au existat fizic vreodată. Pentru că cunoaștem, știm bine. Banii către țări. Adică banii pe care alte țări... de la Banca Mondială, de la FMI, de la CNI, de la MMI, cum îi mai cheamă, păi aia pe acolo. Bine, că ne-au dat scriptic, niște valori, deci, sumele zicem, așa, cu care ne-am îndatorat. Bineînțeles, nu s-au regăsit până la urmă, ne-am trezit plătând dobânzi, eu știu ce datorii istorice mai aveam noi pe acolo. Astfel și... încât îți pui întrebarea dacă într-adevăr banii au intrat în țară. Nu, eu zic că m-au prejudiciat. Fii foarte atent la termen. Banii ne-au dat tot timpul condiționându-ne de ceva. Okay. Exact cum pe tranziția justă, acum ne dau niște bani și ne spun, trântești complex energetic, trântești centrala, că moare vipera, trântești aia că mor de fum închis și așa mai departe. Păi să luăm pixul foaia să vedem cât ai prejudiciat tu din punct de vedere al demolării acestor obiective, ce bani mi-ai dat și vedem dacă trebuie să mai dau ceva. Că eu pot să-i scot și dator, că nu mă ține nimic. Ce m-ar ține pe mine să-i scot dator în momentul de față? Grecia cum a făcut-o? Grecia, cum a făcut Grecia? Dacă pun în masă, spune că dă-mă nimic. Că în al doilea mondial mi-a dat nemții trei pălmi și ei las două șturi în fund, scuze-mi expresia. Adică sunt lucruri pe care poți să le discuți pertinent cu actele pe masă. Vreau să văd datoria care a acumulat-o România în ultimii 20 de ani, 15 ani, 10 ani dacă vrei. De la Băsen cu ce mergem. Nu coborăm mai jos, stăm aici. Să vedem unde sunt banii. Unde sunt? Că pui în oglindă. Ceaușescu cu 18... Fac pariu, stimate invitat, spune. Că și dacă ai fi într-o funcție unde să poți la o asemenea decizie, n-ai fi lăsat să faci acest lucru. Păi să fi lăsat de cine? Nu știu. Dar n-ai fi lăsat.
Păi eu știu, dar asta nu poate decât dacă te mazilește, e simplu. Altfel cum? Sistemul te-ar ejecta. Sistemul îl poți face tu, mă, dacă ești bea deștept. Bine, Băsescu a făcut ceva, dar nu se facă persoană fizică. A da, aia e, că n-a lucrat pentru macro. Ori la acest moment să mai încerci să schimbi ceva, e greu, rău de tot. Foarte greu. Foarte greu, decât pe revoltă. Atât. Deci, din situații de criză de genul ăsta, nu ești decât cu revoltă. Punct. Nu vreau să par instigator, dar nu, nicio șansă. Nici nu este exclus. Cazul. Adică nu eu spun ca soluție. S-a văzut, demonstrat de-a lungul istoriei că nu se poate decât cu... cu întoarcerea la 180 de grade a situației. Nu se poate altfel. Cu guverne, să știți acum că îți vine cineva la guvernare care și președintele Front Comun, toți și toți gândesc cum zic eu acum și pun în practică. N-ai să vezi așa ceva. Nu ai să vezi într-o clasă politică, cum să spun, plină de cari. N-ai să vezi vreodată că... Bun, și atunci mai există politicieni de prin plan care se vrea binele civic? Prea puțin. Prea puțin. Prin toate partidele răzlesc pișpicolo. Dar nu vor fi lăsați să... N-au putere. Nu au putere. Sistemul e unul din factorii de decizie care ar putea să încline balanța și să, eu știu, dar asta numai la nivel european, să știi, nu se discută niciodată de România, acum e târziu. România e captivă. Și nu numai. Deci suntem captivi, suntem o țară captivă, suntem chiar sclavi pe plantație. Pot să o spun tare și răspicat. Place sau nu place unora, ăia suntem. Ca să ieși de sub jugul ăsta acum, cu datorile pe care le ai și tu nemai având nimic producție internă, dacă mâine am închide granițele, ne canibalizăm. Pe ce mâncăm? Da. Spune și mie. Varul de pe pereți. Ce mâncăm, domnule? Apropo de România și de români, ai riscat un pronostic când se va termina această campanie, această recenzare? Cam câți români mai sunt fizic în România? Am tot întrebat invitații de-a lungul acestei perioade. Până acum nimeni n-a prea zis cam cât cred eu. Sunt chiar curios cât estimez că ar mai fi în țară. Între 13 și 14 milioane. Da, eu am zis 12-14, pe acolo. Deci 13, suntem pe acolo. Pe aici, da. Da. Și asta cu recenzarea e tot cu... Parcă coincid, știi? Marele val creat acum și ofuscare pe bruxelezii vieții este că românii sunt proprietari. Nu le place treaba asta. Le displace chiar, să știi. Pentru că... Păi da, în tot vestul, noi suntem proprietari. În tot vestul proprietarii sunt puțini. Și SUA la fel. Păi și ăia. Pe 30 de ani își cumpără casa, o plătește și el și copilul lui. Deci asta e un mod de viață al lor, să știi. Și pe afară. Deci proprietari foarte puțin. Până în 20-25%. Da, procentul mic. Maxim. Iar noi suntem invers, înțelegi, undeva la 80. Noi și statele foste... Toate țările postcomuniste, da. Din punctul de vedere, să știi că ne-au și hămălit, ne-au și dat să mâncăm soia și ce ne-au dat ei pe acolo, toate că n-a crăpat nimeni da, de foame și eram mai sănătoși de 1000 de ori, dar ne-a făcut proprietari. Tranziția de acolo, unde era o țară industrializată și cu tot ce străbuia ca resursă, spre o democrație, nu falsă democrație, termină acum, asta e o mizerie, nu e democrație. Asta e o îndobitocire crasă a populației, îți livrează, nu mai o trăvuri, ai toate șansele să sfârșești dus cu capul, asta fără discuție. Ia seara știrile, ia-le la una la alta, ia talk-show, ia ce vrei tu. Dacă mie reușești să-mi scoți din 2 ore, 10 minute, zdravene la cap la care poți să te uiți și găsești, acolo regăsești ceva, o idee, fără substrat, fără manipulare, fără interes ascuns, eu, Ivan, nu știu, aș fi capabil să-mi pun mâna pe calea ferată. Nu există, tu crezi, mai ales acum, la aceste momente, s-a ajuns, de când COVID, 2 ani încoace, o manipulare pe față, deci bătăliile sunt atât de strânse și de o parte și de cealaltă, să știi. Pentru că aici apare cum să spun ție, și scuza provocării acelor care manipulează doar ca să combată marii manipulatori. Pentru că nu poți să te bați cu ei altfel, ești condamnat să o faci și tu. E ca și cum tu ai un pistol mitralier în mână și eu am o praștie. Păi nu prea pot să mă țin la tine. Și automat trebuie să fac ceva. Măcar un pistol să-mi iau. Știi? Ca să fac o operație plastică. Deci, din punctul de vedere, să știi că, eu am spus-o tot timpul, strategia de îndobitucire a populației lor le-a ieșit. Dezbinarea, primul lucru atins de ei, într-o de față suntem unii mai deștepți ca alții, eu nu pot să accept o idee de la tine, să stau să o filtrez, să o gândesc un pic. Cum ai spus-o, dacă nu e pe tiparul și pe cei 12 neuroni ai mei, gata, ești paria, ești ticălos, ești, nu știu, ce ai fi? Adică, vezi, omul nu mai are nervii necesari să filtreze, despre asta e vorba, să gândească atent, să încerce să construiască împreună. Bine, dar omul egală măsură. Discuții cu adictoriu elegante, poți să vezi, nu mai vezi decât înjurături, zoaie. Dar ești de acord cu mine, omul este produsul societății în care trăiește, inevitabil. Dar ce să-ți iei, că ți-ai ce-ți livrează, e ca la alegeri, la ce vrei să te uiți seara, la ce ai pe cablu,
Ce vrei să votezi? Eu mă uit la documentare. Ce ai pe masă în bătine de vot? Documentare. În campanie mă uit la documentare. Pe bune. E prea mult de... Discovery, chestii. Știu. Mă rog, ești deconectat. Da. Nu vrei să fii manipulat, dar... Cumva sunt, că citesc presa inevitabil, că na. Habar nu ai despre ce-i vorba, știi? Păi și ce alegem? Nu știu. Să ne rupem de sau să fim ancorați în? Să studiez... Că și una și alta nu e chiar indicat. Nu, să încerc să-i citești și pe ea și pe ea. E cel mai corect. Bine, dar îți repet să-ți funcționeze de bine filtrele încât să-ți dai seama de substrat, să-ți dai seama unde încearcă de fapt să te tragă ei, care e scopul, știi? Sau când de foarte multe ori arde tapele, se pomănesc omițând cauza trecând la efecte. Uite ce s-a întâmplat. Aole, nu vreau să mă uit acolo. Vreau să mă uit un pic înapoi. Care e cauza? Aia, de ce o să ai? Care e motivul? Deci lucrurile sunt atât de simple, să știi, nu ce întreprinzi. Mă uitam la piedone, ce scandal au arestat pe piedone, vai de capul meu. Unii plâng, alții înjură. Au murit, da. Nu știu câte oameni. Vinovat este statul. Și atât. Nu piedone. Statul ăsta strâmb, înțelegi, și prost creat, e cel mai vinovat. Dacă ajungi să-l iei pe piedone, să-l bagi la pușcărie, să-l dai tu exemplu națiunii sau să te speli tu pe mâini, să arăți tu că e justiție, să-mi fie cu iertare pe cetățeanul Ivăniș, l-ai convins că am asistat la cea mai mare mizerie. Pe politica și pe raționamentul lor ar fi trebuit arestați de la manager de spital 42 de bucăți, de la școli, licee, 3 sferturi din ele, de la IPJ-uri, la fel, de la tribunale, la fel, pentru că nu sunt conforme. Nu există conform la noi decât cred că un 20% din tot ceea ce înseamnă obiective de gen. Clădirile și bineînțeles, ați trecut ca câinele prin baltă, scuze-mi expresia, la toate și ați dat avize. A fost o practică. Așa s-a lucrat. Ce facem acum? Luăm pe ăsta să-l arătăm că ce? Că au murit 100, să le fie țăna ușoară, îmi pare rău. Doamne ferește, oricare ar fi fost să aibă o rudă în situația asta, bine nu ți era. E clar asta. Bă, da, ai totuși să nu ne lăpădăm de raționament, să privim lucrurile cum sunt. Băi, s-a întâmplat odată acolo, bă, prin ginecologie, prin spitale, maternitățile, maternități, peste tot se întâmplă. Deci, clar, România, de vedere, nu e pregătită, e clar ce să mai... Și atunci, de ce căutăm țapi sau să dăm exemple? Nu, exemplu mi-ai fi dat tu mie când făceai un recensământ al tuturor problemelor de genul și începeai să rezolvi în 2-3 ani de zile, că nu te ajungea un an. Păi de acord, Nicolae Ivăniș, dar a face acest recensământ, cum îi spui, al problemelor și al cauzelor și... E greu, știu. Nu, este imposibil. De ce? Pentru că a trebuit să cadă un întreg eșafodaj. Dar nu cade nimeni. Eșafodaj. Păi nu cade nimeni. Nu te-a pus să leși pe nimeni, dar încep și standardizezi ca să nu mai ajungi în astfel de situații. Dar nu te-a pus să lei pe piedone, îl bagi la pușcărie, dai tu exemplu 4-5 ani lui piedone, că s-a întâmplat în sectorul lui și... Vrei să dau din casă? Păi când nu se puteau, vorba, lua avize pentru licee, nu se discuta cu pompieri, cu ISU, MISU, TRISU, toată România asta și cu spitale chiar, să le dea avizul. Dă-ne, începe anul școlar, dă-ne, că uite am... urgențele prin partea cealaltă. Dă-ne. Păi cine cerea dă-ne? Statul, tu, neghiobule, care ne-a fost în stare să ai niște standarde la anumite obiective. Și totul nume... după aia, dacă era managerul să pătească ceva, îl băgai la pușcărie. Te spuneai pe mine, eu nu știu nimic. Cum nu știi, ticălosul ăsta e practica ta de lucru, de 30 de ani. Schimbă-ți practica. Piedone Popescu este un nume, dar iată, ne placă valorile. Nicolae Ivăniș, medic reputat, a părăsit România, e drept înainte, cu vreo 2 săptămâni, să afle că are o condamnare. Domnul Sorin Oprescu, se pare că ar fi de negăsit. Pleacă valorile din România. Da. Cu ironia, gluma, de rigoare. Da, urât să știi și când spun asta, nu știu, am cunoscut de-a lungul vieții mele oameni care au o stabilitate financiară, nu te gândi că dau pe din afară, dar totuși au constanță, le e bine și își văd de treaba lor, nu se expun niciunui risc. Când văd genul de miliardari care chiar sunt euro 100% milionari, da. De Oprescu. Și când mai auzi că am luat un plic cu 10.000, 5.000, 7.000, 15.000, să-mi fie cu iertare, nu știu, Dumnezeu ăsta unde vrea să te ducă? Unde? Zim și... Dar la mințile, probabil, Dumnezeu. Despre asta. Alte explicații eu nu găsesc. Despre asta nu, e un nou limit al lor. Pentru că vezi... Nu mai ai autocontrol? Asta, nu au mai simțul banului. Nu mai au efectiv raționamentul. Și pierd raționamentul pentru ei a lua, îi se pare firescu de zi cu zi. Ceea ce vezi, din păcate, pentru oamenii care se duc pentru o intervenție și poate și sunt mulți, se împrumută. Și sunt mulți. Da,
deci condiționare altui medic sau oarecum duse lucrurile în zona asta, e tragedie, să știi, pentru foarte mulți oameni care nu au posibilitatea și trebuie să facă sacrificii să strângă un 50-100 de milioane, dau exemplu. Sau pe ceea ce privește aparatura, investițiile, pastilele, mafia farmaceutică. Știm foarte bine că în zona aia se joacă toate la nivel înalt. E un fenomen, Big Pharma e un fenomen. Nu, Big Pharma este o forță. Da. Big Pharma este o forță care își permite luxul acest moment, crede-mă, să facă de la ce vehiculează aceste laboratoare prin Ucraina până la coviduțuri găinați de liliac și ce vor mușchilor. Pot să știi, pot. Pot să-ți facă și 15 trusuri de presă, ții pentru una doar cum vor ei. Pot să-ți facă colegii, pot să-ți facă ce vor. Tu înțelegi, au banii, au puterea, au pârghile. Ne ducem în zona aia de care discutai tu, vezi, comunismul ăla este ticălos oarecum, dar este infinit mai uman. Da, infinit mai uman. Avea aspecte pozitive. Foarte, fără discuție. Fără, am prins 15 ani a la revoluție. A nega niște lucruri. Nu nostalgic după comunism, dar punând în oglindă încă o dată ce era atunci, omul, naturalețea lui, tradiția, cultura, religia, tot ce vrei, pregătirea domnului Catrinați. Ia un inginer pe băncile facultăților terminate până revoluție și se ia unul de acum. Da, nu poți să te contrazic. Dragul meu, dacă într-o universitate din România îți garantez că sunt analfabet jumate. Și o spun asumat. Jumate, ăștia suntem. Ne e rușine, știu, sună rău, dar asta este oglinda de care discutam. Ăștia am fost și nu ne-a fost bine, adevărat, nici atunci, pentru că au făcut sacrificii, părinți, bunici, chiar au făcut sacrificii. Au fost sacrificii enorme. La canal și du-te și muncește, minerul ăla stătea prin mină de săracul de el. Că am văzut că se mai folosește și acum poze de atunci, știi? Vezi? Nu a fost bine chiar deloc. Dar nu mă pune să pun în antiteză tabloul de atunci și tabloul de acum. Că acum vedem altceva. Vedem lipsă cultură, lipsă tradiție, lipsă geniile alea care se nășteau atunci, lipsă perspective. Păi nu, acum ne-am dezumanizat, ăsta e termenul. Ce face dacă facem un mic exercițiu, nu de imagine, cum spunea doamna Dăncilă, ci de imaginație, dacă ai fi acum un tânăr, un viitor absolvent, peste câteva luni de liceu, ce ai face? Spre ce te-ai îndreptat sau ai rămâne în țară? Este o mare dilemă, să știi. Eu m-am întrebat. Fiecare an mă raportez la mine, care am copilul, are 14. Nu, dacă ai fi un adolescent de 18 ani, ce ai face peste câteva luni? Când teoretic? Depinde de situație. Dacă părinții ar putea să-mi ofere cât de cât o bază, logic ai rămâne în țară. De ce? Nu ai avea grijă zilei de mâine, am vorba aia mea. Adică nu mi-ar muri în țară de foame în frigider, probabil aș avea o bază. Corect, că ești acasă. Corect. Ce faci tu? Că de fapt masele și cei mai mulți nu au baza. Nu au nici părinților acum. Ce să-ți mai dea ție? Ce, geanta în spate ca bruzii să-ți dea la șparanghel cu tine? Asta este viitorul, tu înțelegi? Pentru asta noi în momentul de față ne pregătim copiii, na, ca să vorbim pe față. Sistem de sănătate praf, sistem de învățământ praf, mediul de afaceri praf. Și sistema din aur, minimul de suveranitate care îți permite ție, eu știu, purtarea unui centru de siguranță în anumite ramuri, praf. Dacă nu ai nimic. Și tot ne văităm pe aici, mă, că noi ne interesează pe noi vreodată copiii, copilor noștri, când i-auzi povestitorii ăștia. Păi bă, copiii, copilor noștri, trebuie să sacrifici tu acum, că de-aia a făcut mama și tata și bunicii noștri pe timpul Ceaușescu, au mâncat pâine pe cartelă, le-au sus ochii din cap și au trăit 20 ceva de ani cum au trăit. Ca să ne fie nouă bine. Da, asta odată. Dar copiii copiilor lor nu vor avea aceeași problemă precum copiii copiilor nu noștri. Nu mă raportez la 0,2% din populația României. Că de fapt cred că nu e nici 0,5%, zice mult, 0,2%. Cărora le e bine. Multicel. Foarte 0,2. Bine. Foarte bine. Cred că 0,2, da, le e bine. Lor și, eu știu, copiilor lor și așa mai departe. Ce facem cu restul? Fără măsărăm cu 99,8%. Ce facem cu aia? Mâncăm aici și bem apă. Sau cum facem? Cât om putem. Păi vezi, despre asta discutăm. Sacrificiile trebuie să înceapă tot de la noi. Că ăștia, 0,2 nu o să-i vezi tu niciodată. 0,2 este mediul de afacere ancorat, politicul, toți care au deja pregătit, să zic așa, viitorul copiilor lor. Nu, le-au luat un apartament prin Timișoara, le-au mai făcut un spațiu în chirie, sunt bine. Sunt bine. Și mai avem o categorie foarte mică, cum le spun eu, și pot să mă încolonez și eu acolo, pripașii care am stat o viață prin Europa. Și am strâns acolo bob cu bob, cum am făcut. Și am adus acasă. Atât, restul ce faci cu ei? Zi-mi și mie. Ce gânduri se scoală dimineața? Ce îi spune unui copil? Ce spuneam eu lui fiul meu acum?
Dau un exemplu așa. Ce să fac? Să-i spun să ce? Să stea pe minim pe economia în România, nu? Să ajungă de azi divorțuri, de azi certuri, de azi natalitate scăzută, pentru că nimic nu mai încurajăm noi acum. Și mai multe certuri în casă, între cupluri, știi bine care e cauza. Pleacă de la bani. Financiară. Lipsa banilor, mai exact. Corect. Și atunci te miri tu de ce suntem atât de izbinați în situația în care suntem acum, de ce natalitatea scade, de ce s-au născut mai mulți copii afară decât în România. Pentru că acolo e încurajat fenomenul. Chiar dacă muncești și vorba aia, niciodată nu poți să speri că aduci în România vreun porcoi de bani. Nu mai cum, pentru că deja românii trăiesc acolo. Ei nu mai gândesc să strângă, să aducă în țară, să creeze ceva aici, pentru că nu au posibilitatea asta. Deja când ai plecat cu copiii, ți-ai pus acolo și casă și masă și tot, s-a cam terminat. Asta e termenul. Și atunci, repet, unde-i clasa politică, unde-i strategia pe termen mediu? Nu există. E, asta, cu asta să vină pe masă un politician zdravăn la cap. Are Călin Georgescu programul ăla, mi-a plăcut chiar cu hrană, apă, energie. Gen. Cam pe aici, du-te și ghidează-te, să vezi. Asta înseamnă, de fapt, e probabil metaforic, dar cam pe aici trebuie să te așezi. Undeva în a-ți asigura la nivel de țară tot ceea ce înseamnă și ce am avut după 90. Despre asta e vorba. Resursă, posibilitate, încă mai. Apele le avem, munții sunt aceia, dar importăm piatră din Bulgaria, că noi nu avem voie să spargem, că nu-ți dă mediu aviz, că de fapt UE ți-a spus, are protejată. Poveștile astea infecte, cât să le mai suporți? Spune-mi și mie. Când să mergi într-un continuu regres? Timp în care împrumut bani, auzi? Împrumut bani, ne-au dat fonduri, ne-au dat fonduri. Unde-s fondurile? Și nu puțin. Nu, unde-s fondurile? În ce le-am băgat? De ce mă obligi pe PNRR acum sau pe programele actuale să... De ce nu mă las să fac investiții în agricultură? De ce nu mă las să fac în irigații? De ce nu mă las să fac în exploatare? De ce nu mă las să fac în producție? Zi-mi și mie, care e substratul, domnul Catrina? Că ești profesor, nu ești... Sunt întrebări pertinente. Nu, este realitatea crudă. Dar în schimb, dacă spun, vrem să mai facem 1000 de pensiuni, faceți, nevlegilor. Păi ce o să facem? O să mâncăm ușile de foame după 5 ani. Perfect de acord, Nicolae Ivăniș. Suntem la final de emisiune. Ca de obicei, cum spuneam și în debutul emisiunii noastre de astăzi, Nicolae Ivăniș are una dintre puținele persoane care are curajul de a spune lucrurile pe nume. A și tras pentru acest curaj nebun. Mii de mulțumiri pentru prezență, multă putere de muncă. Îți mulțumesc și eu. O zi bună și Doamne ajută. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.